Lyon este un oraș din Franța, situat la confluența Ronului și Sonei, la 460 de kilometri sud-est de Paris și la 314 kilometri nord de Marsilia. Este capitala departamentului Ron și a regiunii Auvergne-Rhône-Alpes. Este al treilea oraș ca mărime din Franța. Istoria Lyonului începe în perioada romanilor, în primul secol înainte de Hristos. Romanii au întemeiat așezarea numită Lugdunum. Timp de trei secole, așezarea a servit ca centru al celor trei galii, din punct de vedere politic, economic, militar și religios. După o vreme, Lyonul cunoaște o perioadă decadentă, biserica fiind cea care i-a oferit ocazia de a renaște, începând cu secolul al XI-lea, ca primat al galilor. Prosperitatea sa nu a încetat să se amplifice, atingând apogeul în timpul renașterii. De la finele secolului al XV-lea apar marile târguri, apar bănci locale care îi atrag pe comercianții din întreaga Europa. Apoi, elita intelectuală și artistică se instalează la Lyon. Din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, mătasea lioneză începe să fie cunoscută peste tot în lume. Urbea se extinde și se construiesc spitale, piețe noi și clădiri durabile. Revoluția franceză din 1789 încetinește dezvoltarea orașului, dar apariția mai târziu a Imperiului francez înseamnă un nou suflu în dezvoltarea orașului. În timpul celui de-al doilea război mondial, Lyon devine capitala rezistenței franceze în fața ocupației germane. Apoi, orașul a căpătat un nou aspect odată cu crearea Europei Unite. Infrastructura urbană este una dintre cele mai dezvoltate din Europa. Orașul Lyon conservă un important patrimoniu cultural de la vestigii din epoca romană până la construcții din secolul 20. Partea cea mai valoroasă a orașului, și anume cartierul Vieux Lyon, colina Ferviere, colina Croix-Rousse, cu o suprafață de 500 de hectare, face parte din patrimoniul cultural al umanității al UNESCO din 1998. Orașul oferă o multitudine de obiective turistice care se pliază pe gustul fiecărui turist în parte. Iubitorii de artă pot vizita Muzeul de Artă din Lyon, care este găzduit într-un palat construit în secolul al XVII-lea. Peste 70 de camere adăpostesc antichități și opere de artă, piese antice egiptene, peste 600 la număr, și ceramică rară din Asia. Alte 5 camere din palat sunt dedicate picturii europene, unde aveți ocazia să descoperiți lucrări semnate de El Greco și Rembrandt, precum și de Picasso și Renoir. Dacă doriți să descoperiți arhitectura orașului și să-i aflați secretele, puteți vizita Bazilica Notre-Dame de Ferviere. Bazilica îmbină stilul romantic cu arhitectura bizantină, două modele neobișnuite pentru perioada în care a fost construită aceasta, anul 1872. Din anul 1998, bazilica a fost trecută sub patrimoniul UNESCO. Dacă vă plac plimbările și vreți să vă bucurați de atmosfera Lyonului, treceți prin Place de Terreau, o piață situată în centrul orașului, la poalele dealului La Croix-Rousse. Construită începând cu secolul al XII-lea pe ruinele unei biserici din secolul 6, catedrala Saint-Jean-Baptiste a fost finalizată în 1476. Catedrala, în traducere Sfântul Ioan Botezătorul, include părți romanice, gotice și baroce și este renumită pentru vitraliile sale. Una dintre cele mai interesante caracteristici este ceasul astronomic creat de Nicolas Lupiu în 1598. În Lyon funcționează 4 mari instituții de învățământ superior, având în total peste 120.000 de studenți. Franceza tradițională din zona Lyonului nu este cea literară, ci un dialect numit franco-provençal.
Lyonul posedă aproape toate ramurile industriale, fiind un oraș foarte dezvoltat din punct de vedere economic, cu o bună reputație internațională în următoarele domenii: industria mecanică, industria textilă, chimia, farmacia și sănătatea.